Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Deci, pe drumul ăsta mă duceam eu la școală când eram mic. La școală, la liceu mă refer, prin pădurea asta. Și ieri, niște băieți care plantau aici undeva în poiană, zic că au văzut un urs. Și am venit și eu să văd, ia să văd, băi, unii, o că este urmă de urs. Zic, du-te, bă, de aici cu ursul vostru, urs la urs și-ți auzi în comuna Mironeasa, județul Iași. Și când mă uitam eu mai bine, ia uite câta urma aia. Dar câta urma are ursul. Asta nu se vede bine, uite, asta se vede mai bine. Băi, băiatule, uite câte gheri. 1, 2, 3, 4, 5. Au și așa. E mai mare decât palma mea. Au și așa. Și mai este o urmă. Aici, ia uite-o. Și-o fugit încolo. Înspre casa mea cum ar veni. Voi vă dați seama de acum copiii când se duc la școală că ar putea fi un pericol ursul ăsta care la noi nu a fost urs, deci nici pe timpul bunicul, al străbunicul nu era urs. Am înțeles că au apărut de anul trecut și ar fi doi văzuți acum, nu se știe cât sunt. De acum trebuie să fiți atenți când vă duceți la bureț că vă mănâncă ursul. Hai, v-am pupat și aveți grijă când vă duceți la bureț.